Domnule director Gheorghe Mihailescu, e și rețeaua de socializare bună la ceva. Afli extrem de repede ce se mai întâmplă, inclusiv în pădurile vulcene. Filmuleț postat legat de un fenomen incredibil. Nu cred că s-a mai întâmplat așa prin pădurile noastre ca un copac să ardă și să se trezească oamenii pădurii doar în momentul în care el a ars sclum. Da, sunt asemenea fenomene care cred că s-au mai întâmplat. Nu cred că este unic, dar vedeți, sunt lucruri neprevăzute în orice activitate. Eu am postat pe rețeaua de socializare pentru că consider că este o formă de comunicare și de informare corectă a unor oameni și a unor celor care citesc asemenea chestiuni. Rolul, cred că așa, acestor rețele sociale este și de informare, nu numai de manipulare. Și atunci am prezentat această situație pe care am constatat-o, în care colegii mei de la Ocolul Călimănești m-au anunțat că este un incendiu de suprafață, de litieră. Știți că la orice situație de genul acesta, primul lucru caut să identifici o cauză. Cine din ce cauza a început acest incendiu? Iar o primă opinie a tuturor a fost că turiștii au trecut pe acolo și fie au făcut un foc și au lăsat focul deschis, fie au aruncat o țigară. De foarte multe ori, o asemenea abordare este mult mai simplistă și mai ușor de acceptat, că asta s-a întâmplat. Totuși, studiind împrejurările, pentru că focul era nu pe suprafață mare, 30-40 de metri pătrați, și nu înțelegeam de unde a plecat acel foc și s-a împrăștiat pe o suprafață micuță, dar pe o coastă. Și așa am găsit zona aceea pe care am prezentat-o acolo, un exemplar de gorun lovit de trăznet, el scorburos pe interior, probabil s-a aprins de la această curt circuit pe care este fulgerul, a ars cât a ars, după care s-a desprins o parte din acest lemn și s-a împrăștiat jarul pe coastă. Acolo este o zonă mai de culme, vântuită, uscată, cu sol superficial și s-a aprins pădurea. Nu a ars foarte mult, am reușit să ajungem destul de repede acolo, pentru că a fost la vreo 4-5 km de stațiunea Călimănești, undeva într-un vârf de coastă. Era postat, dar când s-a întâmplat evenimentul? Tot ieri. Da, aseară l-am identificat și colegii mei au reușit să ajungă acolo. Din acest motiv, pentru că am ajuns și am văzut că el nu este de amploare, nici nu am mai solicitat ajutorul ISU, pentru că nu, era inutilă trimiterea lor până acolo, același lucru putând să-l facem noi. Oricum, terenul fiind accidentat. Da, presupunea doar deplasare pe jos și niște rucsace cu apă, lopeți și topoare ca să putem să... într-o primă etapă să-l localizăm și după aceea să-l stingem. Nu doar fulgerele dau bătăi de cap oamenilor pădurii, domnule director, ci și ploile torențiale din această vară au distrus parte dintre drumurile forestiere. Înțeleg că sunteți pe cale de a remedia situația într-o modalitate originală. Da, noi am învățat puțin și din experiența trecutului, pentru că apreciez că una dintre înțelepciunile lumii ar trebui să fie aceasta, să înveți într-o experiență a trecutului. În sensul că dacă acum câțiva ani am avut afectate de calamități aproape 100 de km de drumuri, acum ele sunt mult mai puține și am reușit în decurs de 2 ani și jumătate să ne facem niște dotări proprii cu autograder și buldo excavatoare și utilaje moderne care ne permit să le reparăm, să le întreținem noi, ceea ce înseamnă aceste chestiuni de primă întreținere. Lucrările mari de investiții noi, de reabilitări, le facem în continuare prin prestări de servicii, prin achiziții publice, dar celelalte le facem prin echipele noastre. Da, noi am încercat să facem această chestiune în regie proprie. Am făcut o formație mobilă care încearcă să treacă la toate subunitățile noastre. Până acum am reușit să facem acest lucru la 4 subunități: Ocolul Drăgășani, Ocolul Băbeni, Ocolul Stoiceni, Romani și lucrăm la Râmnicu-Bâlcea, cu o formație completă, care cred că într-un an, un an și ceva, voi reuși să întrețin aceste drumuri forestiere în regie proprie, cu resursele proprii și cu cheltuielile noastre și cu mașinile și utilajele noastre. V-ați făcut un calcul? A fost mult mai rentabil să cumpărați utilajele decât să... Utilajele sunt cumpărate printr-un leasing financiar, ca atare plătesc o rată lunară și anuală. Este mult mai eficient din acest punct de vedere. Toate utilajele sunt genul acesta modern, cu GPS, cu localizare, cu consumurile supravegheate, așa cum se fac în chestiunile moderne, și am apreciat că e mai bine să am o formație dintr-un autograder, 2 autobasculante, 3 buldoescavatoare și 4 sau 5 muncitori după ele, decât să țin la fiecare subunitate
4-5 oameni și cu utilaje care erau învechite dinainte de 89, care consumau foarte mult și care presupuneau reparații, iar să întreții drumurile cu lopata, epoca asta, după opinia mea, a trecut. La intrarea în sediul instituției dumneavoastră, domnule director, am văzut un anunț că vindeți material lemnos. Gata, s-a dat liber la licitațiile pentru vinderea lemnului din pădure. Da, noi am avut această practică și această procedură cu vânzarea către agenții economici prin licitație publică și am făcut-o permanent. Ce s-a modificat în cadrul legislativ actual este faptul că ne dă și nouă voie să exploatăm în regie proprie și să valorificăm la populație. Este o schimbare de mecanism plecând de la criza lemnului de anul trecut. Să sperăm că vom reuși să facem acest lucru în condiții mai bine și mai apropiate. Avem acum un mesaj public către cetățeni să se adreseze primăriilor pentru a-și depune cererile pentru a putea să cumpere material lemnos necesar pentru încălzirea locuinței. Și cred că în această toamnă vom reuși să asigurăm în mare parte nevoile de lemn de foc pentru cetățenii din județul Vâlcea. După prima întâlnire cu primarii, cum ați constatat când decurge această acțiune de înregistrare a cererilor? Sunt vâlcenii interesați, achiziționez? Primarii au făcut demersurile, dar să știți că cetățenii nu au depus foarte multe cereri. Acesta a fost motivul pentru care am făcut în general și apelul public, am dat și comunicate de presă, am apelat la tot ce înseamnă chestiuni de informare publică, dar oamenii încă, acest mecanism este nou și nu poți să te aștepți ca imediat să fie acceptat și pus în practică de către oameni. Nu vă ascund că au venit și l-au întrebat și pe noi, de ce te punem cere la primărie să nu depunem direct la dumneavoastră? Și n-am știut să le dăm un răspuns, pentru că legea așa a fost scrisă. Dar cred că vom găsi mecanismele să le deblocăm o bună parte din aceste impedimente. Da. Într-adevăr, în perioada friguroasă, oamenii au nevoie de lemne. Da. De la ce să pornească reticența asta? Doar pentru că e o idee nouă și greu de implementat? Dacă trebuie lemne la iarnă, ce importanță are unde depui cererea? Știți cum sunt oamenii. Orice lucru nou nu se implementează chiar simplu. Trebuie puțină răbdare, poate și puțină înțelepciune și din partea lor. Ideea a fost simplă, în sensul că să se adreseze primăriile fiind mai apropiate de oameni și cunoscându-i mai bine și cei care au nevoi, pentru că în același timp trebuie să fim realiști. Sunt o bună parte din cetățenii care au păduri. Și ca atare nu mai pot beneficia, pentru că nici noi nu mai avem posibilități de unde să le dăm, pentru că am restituit suprafețele în întregimea lor. Și atunci statul de unde să-ți dea când tu ai în proprietate, că nu vrei să-ți faci demersurile administrative pentru a-ți face succesiunea sau a-ți lămuri lucrurile de moștenire, iarăși este un lucru care trebuie clarificat, pentru că nu putem merge la nesfârșit cu aceste lucruri amestecate și încă neclarificate. În condițiile în care se investește prin Programul Național de Cadastru, se încearcă anumite formule să stimuleze aceste chestiuni de, iată cât de greu, după 25 de ani de aplicare a legilor funciare, reușim să ne clarificăm și regimul juridic al proprietăților. Radarul pădurii mai funcționează? Da, el funcționează, numai că aici trebuie să fie o chestiune de informare corectă. A fost două abordări care nu au fost clarificate. Radarul pădurii a avut, ca să vorbim despre radarul pădurii și de inspectorul pădurii, cum l-a denumit presa și autoritățile. Radarul pădurii funcționează și este acel sistem prin care oricine poate accesa pe o aplicație, pe telefoane în acestea cu atingere, numărul de mașină care o vede încărcat cu lemn, să vadă dacă el există înregistrat în sistem. Ce înseamnă acest lucru? Că pe toate materialul lemnos care circulă pe drumul public, există două documente care îl însoțesc. Unul, cel fizic scris pe care îl are el, avizul de însoțire, și într-un format electronic gestionat de către o autoritate. Dacă el este introdus și acolo la autoritate, înseamnă că el este provenit într-o sursă autorizată și este un transport legal. Dacă nu apare acolo, înseamnă că are o problemă de proveniență și de legalitate. Acesta este numitul radarul pădurii. S-a dorit o altă chestiune, mult mai modernă și mai interesantă. Acel lucru al inspectorului pădurii. Ce s-a dorit? Să se facă vizualizarea prin satelit a suprafețelor păduroase ale țării și compararea lor periodică. Și din compararea a două imagini să se identifice acolo unde apare, noi spunem, consistență, practic o densitate care pe formatul electronic apare într-un număr de pixel și să vede diferența, presupunându-se că acolo există posibil să se extragă niște arbori. Bun, a fost o idee bună, dar nu s-a generat întâi arătarea
materializarea pe teren a acestor suprafețe pe unde tăierile sunt autorizate. Ce a făcut doar Regia Națională a Pădurilor, Rom Silva, pe 3 milioane de hectare, iar restul de 3 milioane de hectare erau neevidențiate cu actele lor normale. Și firesc că atunci când suprapui o bază de date doar parțială cu o realitate, s-a prins becul roșu peste tot în țară. Și din 12.000, am înțeles, de alerte, nu s-au confirmat decât câteva. Ceea ce a dovedit că modul în care a fost pus în aplicare a avut o lipsă de bază logică. Și din această chestiune a apărut acea dispută pe care ați văzut-o, că vrea să se suspende radarul pădurii. Nu, radarul pădurii este și va funcționa în continuare. Cealaltă aplicație electronică, care nu are rost să nu fim corecți, s-a și piratat la un moment dat, au fost niște ONG-uri care au făcut la fel, numai că au mai pus o liniuță între ele și au creat ei o proprie bază de date și la fel s-au jucat și au arătat niște lucruri deformate. Dar baza asta n-ar trebui securizată, domnule director? Dar iertați-mă, știți bine, sunt o grămadă de oameni care știu să depășească barierele de securitate. Le-au depășit ele și pe ale acestor organizații militare internaționale, darmite al unei autorități publice. Deci lucrurile pot fi armonizate, pot fi îndreptate. Da. Ideea fiind bună. Da, ideea să fie bună și după aceea cred că și o comunicare onestă și o înțelegere a fenomenului, pentru că trebuie să fim realiști. Orice noutate primește în prima dată o rezistență. Toată lumea, auleu și asta, ne mai puneți și asta. Știți cum este? Orice e nou întâmpină o rezistență. Puțină lume este așa dornică și acceptă din start nou ca idee progresistă. Nu, unii sunt totuși conservatori și destul de mult sunt acest conservatorism și spune, stați puțin, ne mai pune și asta în cârcă, dar din aproape în aproape, dacă dovedești bună credință și un bun interes și în același timp și dovedești de ce faci aceste lucruri, adică nu vreau doar să spun eu ție niște condiții suplimentare și atunci vreau să-mi le și le accepti, pentru că vorbim despre pădure, proprietate privată, totuși, dincolo de orice, este dreptul de proprietate care este suveran. Și ca asupra căreia nu trebuie să planeze niciodată o suspiciune. Iertați-mă, prezumția și ideea că proprietarul să fură pe el însuși nu există. Nu există noțiunea de furt eu de la mine. Da, eu fur pe altcineva sau altcineva să fură pe un alt terță persoană. Dar nu există noțiunea aceasta. Iar proprietarul adevărat nu-și distruge bunul lui. Deși dacă e să mă gândesc la obști, la atitudinea... Da, dar doamna, acolo e o altă discuție. Și acolo ar trebui și nu vă ascund faptul că am stat de vorbă cu cineva din zona aceasta și m-a rugat și ne-a rugat să facem o discuție publică pe tema aceasta pentru a ajuta comunitățile care fac parte din obști în acel demers cu conducerile lor. Pentru că acolo sunt două entități diferite care au, din păcate, interese diferite și care și lucrurile duc în zona delicată. Adică una este comunitatea de oameni care constituie obștea, Și alta este conducerea obștii și interesele lor sunt și divergențe. Și intermedia o asemenea discuție, domnule director? Profesional îmi arăt disponibilitatea să o intermediez, pentru că este, după opinia mea, în interesul comunităților acestea ca să înțeleagă rolul lor de proprietar și să și exercite, să nu fie copleșiți, să nu spun altceva, dă niște conduceri care nu întotdeauna au acest... Păi știți că sunt zone în care mii de hectare sunt în litigiu și sunt suspendate totul acolo, la Boișoara, de exemplu. Ce vor face oamenii aceia? De unde vor lua ei lemn când toată pădurea lor este suspendat serviciul silvic? Pe ce? Pe un litigiu între două conduceri de obști? Că două consilii și cu doi președinți se ceartă? Ce sunt vinovați restul de 2000 sau 1500 de oameni care probabil vor suferi? Și nu știu ce soluții vom căuta și vom găsi acolo, pentru că însuși bunul lor este astăzi pus sub o anumită interdicție de a fi folosit. Ne manifestăm și noi disponibilitatea de a vă da o mână de ajutor, dacă vă e de folos prezența noastră, domnule director, numai ca proprietarii să conștientizeze adevărata stare de spirit și adevărata situație. Este o adevărată școală și a proprietății. Dacă nu știți să-ți o manifesti și să te determini în sensul bun, de a conserva bunul, de a ți-l cultiva, de a ți-l crește, de a ți-l îngriji, nu poți să-l lași la nesfârșit, că singur nu se îngrijește și nu se întreține. Domnule director, în primăvară, făcând noi împreună un periplu prin mai multe păduri fulcene, ajungi la dealul Cotoșmanu și văzând noi mizeria de acolo, sigur, după aceea s-a făcut curățenie. Și facem permanent curățenie. Vă manifestați disponibilitatea de a monta o cameră de luat vederi. A fost nevoie să mai montați camera? Am montat-o. Da? Bun.
E bine de știut. Da, da. Dar oricum e foarte curat zona. Da, pentru că facem un efort ca la 2 săptămâni, la 3 săptămâni, din nou să revenim asupra acestei zone. N-ați reușit să identificați pe cei care aruncă gunoaiele? Să vă spunem adevărul? Da. Ne-au distrus camera. Asta a fost modalitatea lor de reacție. Da. Da. Din păcate există și o asemenea chestiune de reacție. Dar pentru zona aceea aș vrea să vă duc o dată și să avem o discuție pe suprafețele acelea pe care noi am făcut ultima tăiere și dacă țineți minte la un moment dat era o emoție, dumneavoastră, și vreau să vă mulțumesc că ați acceptat la momentul acela discuția cu noi și ați fost în teren și v-am arătat de ce, cum, să vedeți acum cum a plecat așa de frumos acea pădure, cum încep să crească puieții tineri de stejar de acolo. Pentru că privit din stradă, pare așa că părea. Ați distrus o pădure. Așa părea. Silvicultor, acum care dumneavoastră, acum dumneavoastră, ce spuneți? Dacă mă duceți să văd... Da, am schimbat o generație cu alta, pentru că acesta era mecanismul și veți vedea ce frumos se va crește acolo tot. Da, este un demers care durează 20, 30, 40 de ani, dar nu există altă variantă. Nu am descoperit în această lume un alt mecanism în care să înlocuim o pădure bătrână de 180 de ani, care își consumase și energia și viața, să o înlocuim cu una tânără, decât prin niște lucrări succesive, astfel încât în 20 de ani să înlocuim vegetația bătrână cu o vegetație tânără. Domnule director, vorbeați despre simțul proprietății și mă tem că în ultima perioadă, în afara silvicultorilor care mai împăduresc terenuri, adevărații proprietari doar taie. Cred că în vremea lui Ceaușescu exista, nu știu, poate nu, este valabilă de cult, e extinsă. Nu, este așa? Valabilă doar la câteva zone cu proprietăți. Să știți că, în general, oamenii care se manifestă ca proprietari chiar ne cer și le asigur, întotdeauna cer, puiesc de la noi și se simte o hotărâre, o determinare a lor. Dar acum știți cum este, mediul rural, lucrurile sunt puțin mai delicate. O bună parte din populație a îmbătrânit, nu mai are puterea și forța de a munci. Generația tânără nu a acceptat această activitate la țară și a ales un alt drum în viață. Și avem o zonă din aceasta de tranziție între vechea generație și noua generație și încă nu avem suficientă forță de muncă în mediul rural. De aici pleacă diferența, nu cred că este o altfel de abordare, iar cred că vom avea o perioadă de timp în care va dura până cei de la țară, cei care au acceptat să muncească, vor fi înlocuiți de fermieri mai tineri, de oameni care vor asuma munca aceasta în mediul rural. Eu provin din mediul rural, știu ce înseamnă munca în mediul rural, am acest spirit al proprietății pentru că am avut-o și înainte de 89. Eu sunt într-o zonă necooperativizată, altfel că o știu ce înseamnă să ai pământul tău și să-l muncești de dimineața până seara și doar în zilele de sărbătoare să ai liber. Domnule director, se spune că în sistemul sanitar și în învățământ au fost cele mai multe modificări de acte normative. Cred că celor două domenii ar trebui să-i mai adăugăm unul al silviculturii, unde la fel se fac tot felul de experimente și unde actele normative apar ca pe bandă rulantă. Da, este fabulos ce se întâmplă. Vreau să vă spun că în ultimii 4 ani, 3 ani și jumătate, avem 3 modificări de cod silvic. Am avut 4 regulamente de vânzare a masei lemnoase și cred că avem vreo peste 100 de ordine de implementare. Cred că ne-am dus într-o birocrație excesivă, lucru care ne-a creat și nouă dificultăți în a reuși să le înțelegem, să le aplicăm și de aici cred că au fost și anumite blocaje instituționale. Cred că pe sistemul legislativ este nevoie de o anumită înțelepciune și de o oprire asupra reglementării pe care cred că am împrumutat-o mai mult din Uniunea Europeană sau de la mecanismul lor acela cu directive, cu anumite chestiuni de scris cum să faci. Eu spuneam cuiva că mie mi se pare fabulos să ai pretenția ca să ai norme, proceduri în care să spună cum să faci pasul ăsta, cum să faci următorul, cum să scoți mâna, cum să pui, mi se pare deja prea mult. Eu sunt adeptul filozofiei și a chestiunilor de om progresist, cu propria ta inteligență, să creezi, să faci cum apreciezi cu știința ta, nu să-ți se spună prin proceduri cum tai lemnul, cum îl iei în brațe. Dar dumneavoastră sunteți specialiști în domeniu, să-mi explicați cum tai lemnul, dumneavoastră... Așa am asimilat în această țară lucrurile. Nu ne-ați auzit pe toți că avem proceduri, că avem mecanisme. Și mi-aduc aminte ce discuții au fost pe codul silvic. Da. Câte întâlniri, câte mese rotunde, câte puncte de vedere diferite. Și ce aiurele au ieșit pe acolo, dar nici noi nu știm să ne mai dăm de cap. Da. Vine o toamnă lungă și liniștită și pentru silvicultor, domnule director? Acceptabilă. Așa este. Trebuie să fiu și optimist. Aveți activități specifice toamnei? Da.
În pădure, sigur, niciodată da. Nu e vacanță pentru dumneavoastră. Avem activitățile specifice. Toamna, de obicei, noi ne facem așa numitele inventare de loturi de arbori pe care sunt destinate exploatării pentru anul următor. Noi ne pregătim de anul acesta. Avem scosul puieților din pepinieră sau inventarul lor. Sunt activități specifice pentru vânătoare, acolo unde avem fondurile noastre de vânătoare pentru pregătirea hranei suplimentare. Sunt anumite lucruri specifice. Noi, activitatea ne este determinată mai mult de biologia pădurii, pentru că sunt lucruri pe care le facem toamna, altele care le facem iarna. De exemplu, ca să spun un lucru, ce facem iarna și lumea să înțeleagă. Sarcâmul este o specie care se mulțește din lăstar. Dacă o tai în perioada de sezon de vegetație, lăstarii nu mai pleacă. Din acest motiv, tăierile la sarcâm se fac doar iarna, pentru ca să folosești capacitatea de vegetație a ciotelor să dea noi lăstari pentru anul. Tăierile la sarcâm în crâng se fac doar iarna. Asta este sezonul de vegetație. Cum de asemenea trebuie să precizez un lucru pe care l-am văzut extrem de mult rostogolit în media, că se defrișează. Prin noțiunea de defrișare înseamnă schimbarea destinației, adică ea a fost pădure și acum am făcut izlaz sau am făcut parc industrial. Tăierea unui arboret și înlocuirea lui cu un altul nu este acțiune de defrișare. Pentru că molidul are iarăși o biologie aparte. În ce sens? El este o specie cu o rădăcinare superficială. Trasantă îi spunem noi. Dacă rărești așa cum rărești alte păduri, la primul vânt îl culcă tot jos. Din aceste motive, ele se taie pe suprafețe rase de maxim 3 hectare și maxim 2 ani să reîmpăduresc. Condamnabil nu este tăierea rasă, ci faptul că dacă nu ai împădurit în maxim 2 ani, ca să vină noua generație de pădure să ia locul. Dar acest lucru ar trebui să fie, și pe mine mă preocupă, și sincer mă preocupă, o seamă de ONG-uri care au între ei specialiști. Chiar sunt oameni aplecați și cărora le plac chestiunile de mediu. Și totuși nu încearcă ca acest lucru să le pună în mecanismul lor corect și de informare. Pentru că sunt și necazuri, sunt și probleme. Nu contest că pe alocuri această reconstituire a dreptului de proprietate a creat monștri. Sunt oameni care au primit suprafețe de pădure cu sute de hectare sau poate chiar cu mii de hectare, care nu aveau dreptul, pentru că altfel nu se explică de ce imediat după ce ai reconstituit dreptul de proprietate, ai tăiat-o și ai vândut-o. Iertați-mă, avem o explicație logică decât dacă ascunzi ceva, pentru că cu atât mai mult te bucuri că ai primit un bun și care, credeți-mă, că este profitabil pe termen lung dacă ți-l îngrijești. Ori este din start ceva necurat acolo când o persoană s-a bătut prin toate instanțele din România, a câștigat 1000 de hectare, a tăiat-o și a vândut-o. Și să știți că știți cine le cumpără? Niște ONG-uri interesate ca să cheltuiască bani să împădurească. Vi se pare chiar așa în regulă aceste chestiuni? Sunt la îndemâna oricui? Nu știu. Nici nu eu. Cred. Nici nu eu. Cred. Domnule director, și pentru că o imagine face mai mult decât 1000 de cuvinte și pentru că în primăvară am făcut drumul stejarului de la ghindă până la copac, poate acum dacă vine toamna, pentru telespectatorii noștri ar fi interesant. Să mai vadă sau da. Să vadă ce se întâmplă spectaculos din ghinda care va ajunge da. Undita mai pomul. Probabil în toamnă, prin octombrie, noiembrie, când începem efectiv să adunăm ghinda, o să vă chemăm la un aveți asemenea demers. Aveți un loc da, avem niște zone, avem niște anumiți da. Copaci, da. Nu se strânge ghinda așa. Nu chiar de oriunde. Nu. Avem identificați niște arbori care ne spunem arbori semincerși sau arbori mai valoroși. Și care de acolo recoltăm pentru că folosim practic, cum a spus dumneavoastră, și informația, imaginea. Îl vedem că este o pădure frumoasă, bine crescută și conformată, sunt indicii că acea specie este valoroasă. De acolo recoltăm semințe, ghindă, jir sau cer ce recoltăm noi, după care ne mutăm cu ea în pepinieră și începem drumul. Drumul e anevoios. E, și mare și greu. Dar este frumos, să știți. Este impresionant pentru cine-i place această activitate, să vezi acel miracol de la sămânță sau de la micul germene și până la pădurea aceea mare și frumoasă. Vă mulțumesc pentru disponibilitatea pe care o dovediți de fiecare dată, domnule director, și pentru deschidere. Rămânem aproape în folosul telespectatorilor. Și eu vă mulțumesc și dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră, dar și dumneavoastră în principal, pentru interesul onest pe care l-arătați activităților noastre.